Salut, sunt Andy și spun bine ai venit la Motivația de Miercuri astăzi cu o temă foarte vastă, întreaga viață. Vorbim despre cum anume poți să rămâi motivat în diverse arii din viața ta, în condițiile în care unele zone din viață îți mănâncă cel mai mult timp. Majoritatea oamenilor sunt prea ocupați cu cariera ca să mai aibă timp pentru familie, alții petrec atât de mult timp în familie încât nu-și urmează visurile în carieră și tot așa. Despre asta vorbim azi. Dacă mi-ai mai urmărit diverse materiale, atunci știi că spun că sunt șase arii importante în viața unui om. Creșterea personală sau dezvoltarea personală, cariera, contribuția, modul în care îi ajuți pe ceilalți să faci o diferență pozitivă, corpul, sănătatea ta, cash-ul sau prosperitatea ta și nu în ultimul rând, conectarea, relațiile cu oamenii importanți din preajma ta, anturajul tău important. Deci, astea șase arii e necesar să fie toate împlinite, măcar într-o măsură decentă, pentru ca tu să rămâi motivat să duci o viață la adevăratul tău potențial. Întrebarea este cum poți să realizezi acest lucru și răspunsul este să îți amintești de echilibru dinamic. Eu acum când filmez, stau fără prea multă nevoie de mișcare și sunt în echilibru. Dar dacă aș alerga, atunci ar fi vorba de echilibru dinamic, pentru că alerg fără să cad. Ce se întâmplă însă dacă, faci o imagine, cineva mă împinge în timp ce alerg? Atunci am nevoie să-mi ajustez mișcările astfel încât să nu cad sau dacă aleg să cad, să știu cum să cad. Așa e și cu cele șase arii din viață. Uneori ești atât de în alergare pe una din arii încât celelalte arii, cerându-și drepturile, te destabilizează în mers. Răspunsul pentru a rezolva această problemă cred că îl intuiești deja. E vorba de planificare strategică. De exemplu, dacă tu știi că ai nevoie de 4 concedii cu familia astfel încât ai tăi să se simtă împliniți de interacțiunea cu tine, planifică cele 4 concedii. Nu lăsa să vină momentul în care constați că au fost doar 2, a fost insuficient și asta a creat tensiuni. Și tot așa, lucru e valabil pe fiecare din arii. Deci, în mod paradoxal sau nu, pentru a te menține motivat și împlinit, ai nevoie să gândești strategic timpul tău cu mult înainte, astfel încât să previi situațiile în care alte arii de viață decât cea pe care te concentrezi la moment devin atât de acute ca și durere încât te destabilizează total. Poți să faci un lucru extrem de simplu pentru acest scop, pentru început. Literalmente ia o foaie de hârtie, notează cele 6 arii, corp, cash, carieră, conectare, creștere, contribuție, dă-ți note în ce privește satisfacția ta în momentul prezent, în această perioadă din viața ta, pe fiecare din cele 6 arii. Și o să vezi unde ai de umblat. Imediat după aceea, fă-ți un plan strategic pe 6-12 luni, cum poți să hrănești acea zonă cu timp sau resurse, astfel încât să nu mai fie o durere acută pentru tine, adică să-ți crești nota pe acea zonă. În felul ăsta o să trăiești mult mai bucuros și împlinit. Citatul zilei de astăzi este din Ivan Meissner, care spune că la un moment dat în conferință îi întreabă pe participanți dacă vor să știe secretul relației de echilibru între muncă și viață. Și toată lumea zice, vrem să știm secretul. Și el le spune, nu există echilibru muncă-viață. Și probabil că Meissner se referă la echilibru dinamic de care vorbeam mai devreme. E nevoie să planifici strategic și să fii în același timp suplu și flexibil când o situație de criză sau dificilă apare în viața ta. Așadar, asta îți recomand să faci. Întrebarea zilei pentru tine este care arii dintre cele 6 este precară, insuficient reprezentată în viața ta și fă-ți un plan strategic ca să o hrănești mai bine și vei fi motivat. Ciao!